This will be password, will you then? Să fiți să fie Domnul. Amin. Eu mă tem de predica asta, să o aduc în atunci, numai că soțul a căzut pe dumneavoastră. Vorbește! Sper să nu vă supărați. Am predicat predica asta în câteva locuri și rar unde a fost biserică să nu iasă afară cineva. Acum, dacă vreți să ieșiți din treaba dumneavoastră, n-ar fi bine să ascultați până la capăt. Poate o să vă ajute cu ceva. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Câți de aici astăzi sunt farisei? Niciunul. Înseamnă că n-am nimerit bine. Predica asta e pentru farisei. Și dumneavoastră nu sunteți farisei. Da? Poate că pe parcursul predicii o să regăsiți ceva dintr-un fariseu dumneavoastră. De ce predic lucrul ăsta? Pentru că există din ce în ce mai mult pericolul de a deveni fariseu în biserică. Să știți că indiferent cât de credincios ești, indiferent câtă râvnă ai pentru Dumnezeu, chiar dacă ești un om al rugăciunii, există pericolul de a deveni un fariseu. Și noi să trebuie să înțelegeți că Domnul Iisus Hristos a avut cuvinte grele pentru farisei. Păcătoșii care se pocăiau n-au auzit niciodată aceste cuvinte grele pentru ei. Parcă Domnul Iisus ținea cu păcătoșul. Zice, nici eu nu te-o sândesc. Păi scuza, zice, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Dar la farisei avea cuvinte dure. Pui de vipere, de șerpi, de năpârci, povățuitori orbi, morminte văruite. Avea cuvinte foarte dure și aș vrea să nu fim noi ăia care auzim astfel de cuvinte. Să nu facem parte. De aceea, cu cât descoperi în tine mai repede fariseu sau cuiu de fariseu și o elimini, cu atât mai bine. Dar predica asta este numai dacă aveți ceva dintr-un fariseu dumneavoastră. Acum eu vă fac o imagine. Vă fac un chip, vă fac un portret, da? Foarte important lucrul ăsta. Facem un portret, da? Și vedem ce trăsături. Cum arată un fariseu și dumneavoastră vă uitați la poză, la fotografie și vedeți dacă vă regăsiți sau nu vă regăsiți în poza asta, în fotografia asta, în portretul. Hai să încercăm să facem un portret pentru un fariseu, să vedem dacă avem ceva din farisei sau nu avem ceva din farisei. Între sătările acestea și știți care e mare problemă? Copiii nu joacă niciodată teatru. Copiii nu sunt farisei, arată și ne sunt adevărat că trebuie să mergem cu ei la locul potrivit, să ne arătăm ceva din lumea lor ce trebuie făcută, dar ei nu joacă teatru. Na, hai să luăm să facem portretul fariseu. Scriptura spune, în primul rând, o trăsătură fundamentală a unui fariseu, spune despre ei că ei zic, dar nu fac. Adică sunt foarte pregătiți să zică. Au ce să zică. Au învățat ce să spună, dar ce zic ei nu-i din trăire, ci din cunoștință. Ei nu fac. Deci ei nu trăiesc. Există învățătură din cunoștință, pentru că ești pregătit, și există învățătură din viață. Ei sunt tot mai mulți oameni pregătiți, care vorbesc din cunoștință, sunt foarte buni. Gândiți-vă că Domnul Iisus știe ce a zis. O zis așa, zice, ce zic ei să faceți? Faceți. Adică aveau învățătură bună. Aveau o învățătură corectă, că nu putea să spună dumneavoastră, zice la cineva să meargă la ortodox să facă ce zice popa. Ați avea curaj să ziceți. Nu, de ce? Eu nu, o învățătură corectă. Dar gândiți-vă că oamenii ăștia erau foarte bine pregătiți. Vorbeau foarte bine, dar ei nu vorbeau din trăire, ei nu făceau. Ci doar ziceau din cunoștință. Ei, urmașii fariseilor sunt oameni care zic din mintea lor, din cunoștința lor, din înțelepciunea lor, dar nu din trăirea lor. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Deci ei nu zic din viață, nu zic din trăire, ci zic din cunoștință. Uitați-vă dumneavoastră la Domnul Iisus, altfel stau lucruri. În Fapte 1 cu 1 spune Scriptura așa, zice, tot ce a început Iisus să facă,
în partea finală. Tot ce a început Iisus să facă și să... Observați, prima dată Domnul Iisus a trăit, a făcut voia lui Dumnezeu și a învățat pe oameni din viață. Adică există un cuvânt care intră în tine, se transformă în viață și apoi îl dai mai departe, zici despre el, da? Adică există un cuvânt care se face din trăirea ta. Adică ai primit cunoștința, ai pus-o în aplicare, a intrat în tine și acum o spui și altora. Ăștia sunt urmașii Domnului Iisus. Acum dumneavoastră vă puteți verifica. Sunteți urmașii Domnului Iisus sau sunteți urmașii farisei? Urmașii Domnului Iisus învață, zic, din ce fac, iar urmașii fariseilor zic din ce știu, dar nu trăiesc. Doamne, ai milă de mine. Acestea sunt cele două categorii și foarte important să știți lucrul acesta ca să vedeți dacă sunteți urmașii fariseilor sau urmașii Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie. Deci, fratele Petrie Grigorina avea o rugăciune și ne învăța și pe noi rugăciunea asta. Deci eu mă rog așa. Prima rugăciune zic, Doamne, ajută-mă să citesc din Biblie. A doua rugăciune, mă rog și zic, Doamne, ajută-mă să înțeleg ce am citit. A treia rugăciune, mă rog și zic, Doamne, ajută-mă să trăiesc ce am înțeles. Amin. Și a patra rugăciune, zice, Doamne, ajută-mă să predic ce am trăit. Dar Dumnezeu cum? E bună rugăciunea asta, zic. Doamne, ajută-ne să citim, ajută-ne să înțelegem ce citim, să trăim ce înțelegem. Dumneavoastră trăiți tot ce înțelegeți. Atunci este farisei. Deci noi citim, înțelegem și sărim peste ceva și zicem la alții. Nu e interesant. Zicem la alții să se pocăiască, dar noi nu ne pocăim. Vorbim despre sfințire, dar noi nu ne sfințim. Zicem, Doamne, Doamne, rugăciune, Doamne, Doamne, încântare, Doamne, Doamne, în predică, Doamne, Doamne, în poezie. Deci ei zic, Doamne, Doamne, zic, dar nu fac vreau. Acum gândiți-vă numai la rugăciunea Tatăl nostru. Dumneavoastră ziceți rugăciunea Tatăl nostru. Da. Și cum ziceți în rugăciunea Tatăl nostru? Vie? Vreți? V-ați făcut bagajele? Vreți să vină? Da. Vino, Doamne. Aveți bagajele făcute? Și vreau să vă întreb, dumneavoastră când plecați undeva, dacă vreți să plecați în America sau în Canada sau în Austria, vă faceți câte un bagaj, câte o valiză. Ce puneți în ea? Ce vă trebuie acolo. Dar nu e tot. Pui în bagaj ce? Ce-ți trebuie în Austria? Ce-ți trebuie în America? Acum, dacă dumneavoastră vreți să vină Domnul și să mergem acolo, avem valiza făcută cu ce ne trebuie acolo? Ați băgat în valize ce ne trebuie acolo? Zice, sfârșitul tuturor lucrurilor este... aproape. Și dacă e aproape, ce se face? Băgăm în valize ce? Fiți înțelepți, dar și vegheață... Vederea rugăciunea. Nu, dacă ești înțelept, bagi în valize rugăciune. Păi nu. Eu numesc ceasul de rugăciune ceasul veșnic. L-ai băgat în valize, nu se gata niciodată. Asta e veșnic. Părtășia, Biblia, cât citiți dumneavoastră din Biblie pe zi? Rugați-vă în valiză. Cât vă rugați? Rugați-vă în valiză. Înțelegeți? Cât postiți? Rugați-vă în valiză. Noi zicem, vie împărăția ta, dar valiza e goală. Zic, vie împărăția ta! Dar n-au bagaje de făcut. Am spus că noi un frate scump și el zice, așa de bucuros am fost când am venit 70 de ani. Că m-am făcut bagajele de plecare. Că am văzut că am intrat în categoria asta care zice Biblia 70 pentru cei mai tari și nu mai puteam de bucurie că a venit rândul meu să plec la Domnul. Și m-am făcut bagajele de plecare. Dar are 82 de ani și nu mai plec. Și sună alt bătrân și zice, frate, a venit un înger la mine. Și așa, și zice, cred că mor, cred că mai ia acasă. Frate, roagă-te pentru mine. Dar fratele bătrân, bă, trimite-mă îngerul la mine, bă, că eu de când îl aștept? Eu la 70 de ani m-am făcut, bă, ce? Tu n-ai bagajele făcute, vine îngerul și tu ți-e frică să te rog să nu mori, auzi.
Bă, fraților, când treci de 70 de ani, 80 de ani, te rozi de mori, ai o problemă. Da. Mare. Cum a zis cineva într-o biserică, zice, Doamne, mai lasă-mă să trăiesc, că cu tine eu-i tot fi. Păi da, Doamne. Zice, mai lasă-mă, Doamne, că îmi place ce mie pe pământul ăsta. Cu tine eu-i tot fi o veșnicie. Zic, Doamne, zic, vină împărăția ta, facă-se voia ta, de unii că facem voia noastră. În bagaje n-avem ce ne trebuie pentru dincolo. Ce și ne iartă nouă ce? Greșelile. Precum și noi? Iertăm. Zice, zic. Păi nu vă pot spune câte cazuri sunt în biserici. Nu se iartă. Nu se iartă. Să dușmănesc în continuare și ei se roagă toată ziua. Zic, iartă-ne că și nu iertă. Zic, dar nu? Dumneavoastră nu înțelegeți. Primul lucru care l-am primit de la Domnul este iertare. Primul lucru care îl dăm mai departe, care e? Păi nu poți să mergi mai departe de aici. Dacă ai primit iertare și n-ai dat iertare, mai departe de asta nu se poate merge în creștinism. Nu mai vreau să crezi, nu mai vreau să predici, nu mai vreau să te rogi, să spui poezii, să mergi la biserică, nu mai are sens. Ei, dar zic... Da, nu fac. Am avut o fată în adunare care a avut puterea să recunoască, zice, nu pot să iert. Nu pot. Da? Ăștia, nu-s farisei care se încerc. Dar s-o grămadă care nu zic. Nu zic. Doamne, ai de rând. Păi, să vă spun, una dintre ultimele întâmplări care le-am trăit la adunare, într-o duminică dimineață, ne avem studiu biblic. Și altcineva ține studiu biblic, presbiter, și nu a putut să vină din datorită de conjuncturilor, fără boală, și eu nu am fost pregătit, dar au trebuit să, n-am zis, hai să vorbesc din studiul biblic, și studiul biblic era de la Matei 25 cu versetul 35, dacă pot să pun. Și așa zicea la studii, studiul frații neînsemnați ai Domnului Iisus. Și acum uitați-vă noastră care sunt frații neînsemnați ai Domnului Iisus, că dacă sunt frații neînsemnați, înseamnă că are și frații însemnați. Știi, când vine câte unul de ăsta un predicator bun, imediat se dă păstorul ăsta, am eu grijă de el. Ok, primești și tu paharul ăla. Dar frații ăștia neînsemnați, cine are grijă de ei? Și le-am spus, mesajul se numește, fiți atenți la frații neînsemnați ai Domnului Iisus. Cu ochii pe ei! Eu zic care sunt frații. Am fost flămând, mi-a fost sete, am fost străin, am fost gol, am fost bolnav, am fost în temniță. Deci, cei flămâni, setioși, străini, gol, bolnav, în temniță și în altă parte menționează străinul, orfanul și vorba. Ăștia sunt frații neînsemnați ai Domnului Iisus și trebuie să stai cu ochii pe ei, că în funcție de ăștia auzi zice, veniți sau plecați. Acum, fiți atenți. E foarte interesant ce vă spun. Nu interesant. La ăștia care vin și zic, n-am făcut noi minuni? N-am făcut noi semne? N-am prorocit noi? Zice Domnul, plecați! Că a zis, n-ați văzut. Și la alții zice, veniți, la care? Păi zice, am fost bolnav? Și a zis la mine. Nu-i interesant, la ăla care a făcut minuni zice, pleacă! Și la ăla care a fost la bolnav zice, vină. La ăla care a prorocit zice, pleacă! Și la ăla care o dat la un amărât apă să bea și l-a îmbrăcat, zice, vină. Acum, sincer, dumneavoastră ce ați vrea? Să faceți o minune de vindecare sau să îngrijiți un bolnav? Ce ați vrea dumneavoastră? Adică știu ce vreau și eu. Ar vrea să am putere să vindec bolnave. Dar uite, dacă n-ai putere să vindec bolnave, taie unghiile la picioare unui bolnav în spital. Spală-l pe picioare. Nu? E, dar nu-i live. Da. Nu te vede nimeni acolo când tai unghiile, ești singur. Numai Dumnezeu e cu tine și zice într-o zi veniți. Ăștia care ați făcut, care ați predicat, ați făcut prorocii și ați o, zice. Acum, eu nu zic că lucrurile astea nu există. Dar dacă zici și nu faci, Domnul mă zice. Și ăla poate nu a zis multe lucruri, dar s-o dus la străini, s-o dus la o băie, la o fan, la bolnav, și îți vină.
Pune dacă poți Isaia 58 cu versetul 7. Hai că am văzut că mă ajut și mai caut eu. Ia uite ce zice aici. Împarte-ți pâinea cu cel flămând. Aici e vorba de ziua de post. Dumneavoastră când postiți, ce faceți cu mâncarea? Eu când postez, bam mâncarea în frigider și o mânc toată seara. Voi cum faceți? La fel. Aici, în ziua de post, zice altceva. Zice, când postiți, împărțiți mâncarea. Nu mâncați voi toate. Adică nu m-ați flămânzit ca să puteți mânca mai bine seara. Deci împărțiți mâncarea cu cei flămânzi în ziua de post. Aveam o soră la noi la oțelul când se ducea la serviciu și avea zi de post și a luat mâncare cu ea, doar de la cineva. Nu când postez, zice, nu pune pachet, că postez ca zi. Ba zi, pune unul dubloas. Că văd pe unde e nevoie, își dau la cineva. Uite, în ziua de post, îmi trimiteți copiii la școală cu sandwich-ul. V-ați gândit vreodată să-i spune la copil un sandwich în plus, poate un coleg al tău în bancă care nu are. Urmărește cine n-are. Și împarte-ți pâinea. Eu zic, adu în casa ta, împarte-ți casa cu nenorociții. Dacă vezi pe un om gol, acoperă și nu întoarce spatele semnul tău. Împarte-ți hainele oamenii voi. Deci în ziua de post îți împarți mâncarea, îți împarți casa, îți împarți hainele. Și atunci ce se întâmplă? Foarte important, țineți minte lucrul ăsta. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea. V-ați gândit vreodată că vindecarea are legătură cu asta? Vreți să încolțească vindecarea? Da. Nu zice că vei fi vindecat atunci, dar va încolți. Pentru că ai împărțit mâncarea, ai împărțit hainele, ai împărțit casa cu oamenii care au fost în nevoie. Și zice Dumnezeu, dacă tu ai ajutat oamenii din nevoie, uite, te ajut și eu când ești eu. Dar dacă nu facem lucrurile astea, eu zice mai departe. Neprihănirea ta, lasă înapoi, un pic că n-am terminat, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însuți. Și nouă, atunci tu vei chema și Domnul. Și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice? Iată-mă. Pentru că atunci când bolnav vor striga, că a zis, iată-mă. Când vii tu în poși în rugăciune, zice Dumnezeu, iată-mă. Dar ei zic, strigă în rugăciune, Dumnezeule, zic, vino. Și Dumnezeu zice, păi dar pe cine chemați? Că ieri o strigat altul la voi și n-ați avut urechi. Ce îmi pare rău. Nu pot să vă răspund. Înțelegeți? De multe ori trebuie să înțelegem lucrurile astea. Să fim cu ochii pe frații neînsemnați ai Domnului Iisus. Fiți cu ochii pe ei. Eu nu zic, nu încurajez cerșitoria, nu încurajez pe voia care nu-i cunoașteți. Dar aveți cazul, nu gândesc. Și dacă nu întrebați pe slujitorii care aveți, că știu cazul în țară și vă pot trimite unde sunt sigur oameni care au nevoie. Deci când postiți, faceți lucrul ăsta și vine și vindecarea și vine și lumina și vine și Dumnezeu și zice, iată-mă. Pune Psalmul 41 cu versetul 1. Tot despre asta. Ferice. Ia uziți. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul, dacă tu ai izbăvit un sărac din sărăcie, te izbăvește și Domnul în nenorocire. Dar noi strigăm numai că este bolnav, e nenorocire. Doamne, scapă-ne! Doamne, scapă-ne! Păi da, dar ați făcut asta. Și atunci zice și el, iată-mă. Mai departe, o să iese la versetul 2. Foarte frumoasă verset. Domnul îl păzește nenorocire și îl ține în viață. Moare. Nu e interesant dacă ai avut grijă nenorociță ăștia? Domnul când ajunge în nenorocire, deci îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor. Aveți vrăjmași. Ascultați-mă, oamenii care nu depindesc astea vor fi jucați de vrăjmașilor cum vreau ei. La bunul plac. Dumnezeu se uită la vrăjmașul tău
Și zice, na, te las la bunul tău plan, fă pe toate părți. Urșulește-l! Dar dacă ai avut grijă de sărac, Domnul se uită la dușmanii tăi și zice, nu, te las să faci pe placul tău. Vă dați seama, m-am înversat. Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate bolile lui, de la un lucru. Cu ochii pe frații mei însemnați ai Domnului Iisus. Na, eu asta am predicat și am spus, na, ce vreți, oi care fac asta? Și Domnul zice, veniți sau capre? Ce credeți că bolește din biserică? Oi, frate, na? Cu Domnul înainte. Leacă toți acasă. Vorbesc ceva cu prezbiterie și eu. Și un frate în biserică, care cunoaștem toți mai amărât, și atunci pe cap acasă, zic între el, auzi, ai ce mânca? Am predicat o predică. S-au plecat toți acasă, nu ce s-a mai. Și ăsta a rămas, nu avea ce să face. Și am zis, bă, dar noi degeaba zicem că nu. Deci duminică de duminică umplem scaune toată săptămâna. Zicem și nu. Păi dacă atunci am predicat toate lucrurile astea, vrem să fim mulți și au plecat. Și fratele nostru din biserică a rămas flământ. N-a spune dumneavoastră să mai predici. Are rostul să zicem că nu facem. Vorbește, Doamne. Deci zic. Asta e una dintre caracteristicile fariseilor. Urmașii Domnului Iisus fac și zic din ce fac. Urmașii fariseilor sunt foarte bine pregătiți în vorbire. Zic, dar nu dintre ei. Ci din înțelepciunea vorbirii. Nu știu pe unde este dumneavoastră, dar eu câteodată văd în mine un pui de farisei. Care zic, dar nu fac. Și nu pot să-i păcălesc pe oamenii infinit. Trebuie să-i spun. Trebuie să elimini puiul ăsta de fariseu, că sunt un mare pericol. Poate ești tu. Spune-mi acasă la cei nepocăiți, bă, pocăiești așa, așa și noi. Spune la vecini, spune la lume și noi. Doamne, ai milă. A doua trăsătură a unui fariseu este că fariseii sunt ofensați atunci când sunt corectați. Deci ei zic, învață, ne place. Dar dacă sunt corectați, că nu fac, dacă sunt mustrați sau dacă sunt vorbiți de rău, nu rezistă. Își fac bagajul și-o plecat. Urmăriți în Scriptură cu farisei, să vedeți. Cum zicea Domnul Iisus câte o pildă, ei își dădeau seama că vorbește despre ei. Și ce făcea? De pe cea? Primeau? Primeau mustrarea, primeau corectarea. Să îndreptau, le plăceau? Nu. Puneau regii la cale. Făceau bagajul și plecau. Gândiți-vă când au fost femeile alea, femeia păcătoasă. Și Domnul Iisus încearcă să-i corecteze și pe ei și scrie cu degetul pe pământ. Ce-a făcut? Bagajele și-au plecat. Mă putea rezista. Mă putea suporta. Nu pot să suporte. Uitați-vă dumneavoastră că există o pildă în Biblie cu doi fii, un tată cu doi fii. Unul la cocina de porc și altul acasă. Ăștia doi reprezintă vameșul și păcătosul. Ăla din casă reprezintă fariseul lui vameșul. Fariseul, da? Și îi place să fie corectat. Îi place dacă zice tata ceva. Nu! El e supărat. Nu poate rezista la să ofensează și face bagajul de placă. În schimb, oamenii care se pocăiesc sunt foarte ușor de mustrat, de corectat. Ei primesc tot. Dumneavoastră, uitați-vă în toate pildele unde apar păcătoși. Ei nu se supără niciodată. Uitați-vă în pilda asta ce zice fariseul de vameș. Se supără vameș și așa, vameșul, zusteau ăsta aici. Dacă ăsta e Sfântul, zusteau el, Domnul. Eu plec. Îmi văd de treaba mea. Așa face. Nu, vameșul ăsta, indiferent ce spui despre el, el rămâne acolo, în templu, pentru că a ajuns la picioarele Domnului, poate fi corectat, poate fi mustrat, poți să-i spui orice, nu-și ia bagajele și pleacă. Gândiți-vă la Petru, când s-a uitat Domnul Iisus la el și a spus, înapoi a mea, Satan, a plecat? El n-a plecat.
Uitați-vă la femeia în cananeancă. Deci am venit și eu pentru fiica mea. Și Domnul Iisus zice, nu este bine să iei pâinea de la copii și să o dai la căței. Deci ce-a făcut-o? Căței. Și s-a supărat, a plecat? O zis, Doamne, îți mulțumim, trebuie cu o părăbitură pentru o cățea. Observați? Oamenii smeriți, oamenii care se pocăiesc, ei nu se ofensează dacă îi mustri, dacă îi corectezi. Uitați-vă la copii. Puteți să-i corectați. Puteți să-i mustrați. Pentru că e puiul de fariseul ei. Un păcătos că se pocăiește, nu mai zice nimic, mă vorbește cineva de rău, zic, mă, păi nimeni știe, eu zic, mai rău decât zice. Era un mare predicator care vorbeau zeanul despre el și când stătea pe tren, o prins un zeanul deschis și vorbea zeanul despre el. Multe lucruri ele. Și el îl râdea și zice, ăștia nu știu că eu mai am o grămadă. Zice, nu mă atent de puțin, o zic de mine. Deci dumneavoastră când primiți o mustrare, primiți pentru un lucru, pentru două, dar dumneavoastră mai aveți 1000 în spate. De ce te ofensezi? Că ți-am spus un lucru. Nu suport. Da. Am predicat odată într-o adunare și am văzut cum cineva se ridică și pleacă. Și după aia am luat un frate de la adunare și zic, vreau să mergem la persoana respectivă. Și ne-am dus și am întrebat, de ce ai plecat din biserică în timpul predicii? Știi ce zic? Pentru că ai făcut predica special pentru mine. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră, pentru cine vreți o predică specială? Pentru cine? Când veniți aici, pentru cine vreți special o predică? Păi zic, de ce te superi și pleci? N-am înțeles. Vii aici, spui, Doamne, vorbește. Și dacă ai o mustrare, o corectare, o îndreptare, tu pleci. Nu-ți convine. Eu vă spun, la mine biserică, unde slujesc eu, nu biserica mea, că nu e a mea, eu aș putea să spună fiecare câte ceva. Pentru că văd, de-aia sunt supraveghetor, ca să supraveghez și să văd ce face ăla, ce face ăla, ce face ăla. Și aș putea la fiecare să le fac câte o îndreptare, dar nu le mai fac că mi-e frică că mor. Că vin și zic, frate, mi-ai spus ieri un lucru și n-am dormit toată noaptea. Păi mie îmi spui! Bă, zic că ăștia fac infarctul. Nu mai suportăm mustrări, nu mai suportăm corectări, nu mai suportăm îndreptări. Dacă ne vorbește cineva de rău, ne-am luat pașița, bagajele și am plecat. Păcătoșii nu fac asta niciodată. Uitați-vă la păcătoasa aia în genunchi. A fost ofensată de ce au zis farisei? Să plece? Vame și ăsta a fost ofensat? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Dumnezeu are 4 metode prin care îți dă înțelepciune. Vreți înțelepciune? N-are 4 metode. 1. Învățătura. 2. Sfatul. Dacă nu înțelegi cu astea două, învățătură și sfat, trece la următoarele două care se numite mustrare și pedepsă. Deci e un monstru și pedepsesc. Pe cine? Pe toți aceia pe care îi iubesc. Nu pe care îi iubește. Nu pe aia care îți născut în curvire. De-aia nu-i pedepsește și mustră pe aia de afară. Numai pe copiii lui. Dumneavoastră m-ați văzut pe mine să iau pe un copil de aici să-l mustru, să-l corectez? Dar de ce nu fac? Păi nu-i al meu. Dacă e al meu, știu eu ce fac. Dar nici tu nu-ți permiți să vii la al meu. Acum bine, dacă e supraveghetorul bisericii, cam mai vreau să fac lucrul ăsta. Dar nu sunt eu aici supraveghetor. Dar copiii mei îi mustru și îi disciplinez. Dumneatale îi faci pe dumneatale. Dar dacă nu suporți, Dumnezeu zice, mustru și pedepsesc. Este Dumnezeu un tată bun? Ești tu mai bun ca Dumnezeu? Dacă Dumnezeu face asta, primește și tu. Nu mai suportăm. De la copii. În familie. Nu se mai suportă nimic. În biserică. Nu mai spui la nimeni nimic că e gata. Frate, lasă-i cumus. O zic către mine cineva, zice, frate Mieță, dacă mă lăsai cu câte un păhărel și să mai meargă așa, zice, ar fi fost biserica plină. Deci cine era vina că nu e biserica plină? Deci dacă nu le faci nimic, o poate să umple biserica. Dă de distracție. Dar noi nu putem să primim înțelepciune decât prin metodele astea. Sfat, învățătură, mustrare și credință.
Hristos. A doua trăsătură, deci trebuie să te verifici pe tine. Zic, dar nu fac. Asta e urmașul fariseilor. Adică ai cunoștință, capul mare, știi toate lucrurile, o grămadă de lucruri din Biblie care le-ai înțeles, dar nu le faci. Al doilea, te ofensezi foarte ușor când ești corectat, când ești bustrat, când ești pedepsit. Chiar când ești vorbit de rău, nu suporți, gata, bagajele și-ai plecat. Asta este semnul fariseilor. Și ultimul lucru care vreau să închei, fariseii întotdeauna scot în evidență calitățile lor și defectele altora. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă erați pe vremea Domnului Iisus, a fi fariseu era un compliment. Pentru că fariseii fusese o mișcare de apărare a sfințeniei, a legii lui Dumnezeu, dar datorită ipocriziei, fățărnicii, iubirii de bani, dorinței de popularitate, de a fi mare, de a străluci, da? De a fi onorabil în fața oamenilor, au ajuns să aibă o notă negativă. Și întotdeauna când veneau, scoteau în evidență ce? Calitățile lor, ca să urce în onoare, să fie înălțați. Dar când era vorba de defecte, renunță. Deci fariseul, pe el se vorbește de bine, pe altul vorbește de rău. La el, zice, auziți ce zice textul ăsta care am citit? Când e vorba de el, zice, eu postez. Și menționează de câte ori. Deci ține să specifice, de două ori eu postez, asta o calitate. Dau zeciuală din specificul, din toate venite numele. Eu am calități, dar dă-i 11, versetul 11. Eu nu sunt ca ceilalți oameni, aia las cum erau. Răpăreți, nedreți, prea probabil. Deci când e vorba de el, să vorbea de el. Calități. Când era vorba de altul, de rău, defecte. Acum fiți sinceri. Dumneavoastră, pe cine vorbiți de rău? Pe dumneavoastră sau pe alții? Fariseilor. Am fost într-un loc și am predicat asta și v-a plăcut. Păstorul la sfârșit zice către mine, ce bine ați venit în comunitatea noastră de farisei. Bă, zic, asta a prins ceva. O văzut ceva. Păi dacă vorbim de rău pe alții, scoatem în evidență defectele altora. Când e vorba de noi, calități, asta însemnează să fii fariseu. Acum, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Eu nu vorbesc acum despre rânduială lăsată de Dumnezeu în biserică, de prezbiteri așezați, care v-am spus, trebuie să supravegheze, să corecteze, să îndrepte. Eu vorbesc de viața socială, de zi de zi. Eu bineînțeles că fac disciplină în biserică. Bineînțeles că supraveghez și mustru sau îndrept. Dar eu nu vorbesc acum despre lucrul ăsta, ci vorbesc la modul general. Dumneavoastră când vă întâlniți unul cu celălalt, pe cine vorbiți de rău? Nu vorbiți de rău pe dumneavoastră. Pe ce? De ce nu te întâlnești cu cineva? Bă, frate, mie că te-am întâlnit, hai să-ți mai pun ceva despre mine. Bă, sunt un pic care vă-ți mai. Azi noapte iar am dat pe un film. Iar m-am târgolit pe internet. Hai, milă, nu spui nimic. Bă, ai auzit de aia. Dar care-i treaba ta? Bă, zice, s-o luat un BMW. 3 luni a fost în Irlanda și-a cumpărat BMW. Treaba ta? Ei, zice, au făcut ea ceva. Dar ce treaba e tu? Ce treaba e ce-a făcut ea? Te-a pus cineva păzitor? Să judeci pe fratele tău? Vedeți dumneavoastră, când e vorba de noi, scoatem în evidență calități. Când e vorba de altul, scoatem ce e rău la ea. Noi să fim onorabili înălțați și alții să fie înjosiți. Păi de ce nu vrei și altul să fie onorabil? De ce îl vorbești de rău? De ce îl bagi în mocire? De ce îl târgolești în mizerie? Ei, vedeți? Asta este fariseu. Scoate în evidență calitățile și defectele. Stați că acum vin la legea. Să-i vedeți pe fiecare. Să vă spun eu care-i sloganul la legea. Votați-mă pe mine. Dacă mă votați pe mine, țara va merge. Dacă votați pe el, e bani mare. Adică, mă, nu iasă niciunul să zică, bă, oameni buni, dacă vă votați pe mine, numai Dumnezeu nu poate vota.
Nu vă bizuiesc, că asta numai Dumnezeu nu poate face. Fiecare scoate în evidență calitățile lui și defectele. M-a plăcut de cineva care îmi zice, dar cu ăla puteți lucra. Da, mai multe domenii. Dacă e un proiect bun, cu el, care-i problema? Nu! Dar bine numai pe mine și pe mine. Biserica Limanul Bun e cea mai bună. Aia la altă, Exodus, e praf. Aia iar zic, noi suntem tari. Și uite așa. Eu zic, voi v-am zis. Eu-s bani. Dar asta e simbolul ăsta, gândiți-vă că e plecat din copilărie. Da? Noi din copilărie avem tendința să acoperim defectele și să scoatem în evidență calitățile. Uitați-vă la o fată, nemăritată. Dacă are coșul, ăsta e un defect. Le arată? Nu. Vrea să le arată? De ce face? Industria cosmetică, cosmetică, îți spune imediat totul la bază, toate alifile, toate unguentele, bă, te face ca păpușa. Nu mai ai niciun punct, nu mai ai niciun curs, zici că e ca zână. Ne ascundem de fapt. Dar de cine vrei să ți le ascunzi, tu tânără de 18, 19 ani, vrei să te costărești, să te căsătorești. De ce vrei să te ascunzi defectele? Ca să nu le vadă soțul tău și după noaptea de nuntă, ce să faci? Crezi că o să vadă tot. De fapt, ce vrei să fetezi? Pe cine vrei să înșeli? De ce nu vrei să vadă defectele? Bă, băiatule, uite-te la mine, așa mă e! Uite-te un prieten, dar mi-a plăcut. Zice, când am întâlnit-o pe viitoarea soție, acum este deja soția lui, i-am spus, am defectul ăsta, am defectul ăsta, am defectul ăsta. Dacă vrei să te căsătorești cu mine, mă iei la pachet cu toate defectele. Noi ascundem defecte. Dacă ești băiat, ce vrei să scoți în evidență? Faci la sală? Păi arată și defectul. Nu, numai calitate. Păi pe ce vrei să păcălești? Fata la fel. Dacă are defecte, dar spune, dacă are calități. Vedeți o reclamă, zice, dacă îți faci genele așa, genele astea devin electrocutante. Păi, dar pe cine vrei să electrocutezi? Vrei să bagi curent în general? Da, acum ăștia pătrânii mai ușor de dăbia voastră. După când e la tânăr, fiecare vrea asta. Că asta e lui. Bă, n-aș arăta defecte. Ai vrea să acopăr defectele și scot în evidență calitățile. Ce, dacă ai varice pe picioare, le arăți? Își iau una fusta scurtă, dacă are varice pe picioare. Numai dacă ai un picior frumos, îl pui la fustă scurtă ca să fie calitate. Calitatea o scoți în evidență. Dacă ai ochii, scoți în evidență. Dacă ai buzele, scoți în evidență. Dacă ai anumite forme, scoți în evidență. Dacă ai defecte și ai varice, tragi pantalonii pe linie. Eventual îți iei Eger ca să vadă numai forma. Deci, înțelegeți dumneavoastră de unde pleacă asta. Deci din copilul, ei, când te-ai căsătorit, știți că a fost un caz în care un băiat, un somn de găsit de o fată care cânta în față. Ea era foarte aranjată, făcută cu industria asta cosmetică, era cazena. Dar ea nu era așa. Dumneavoastră trebuie să înțelegi, de-aia zice salon de înfrumusețare. Ce însemnează înfrumusețare? Adică să te facă mai frumoasă decât ești. Asta înseamnă să faci mai frumos decât ești. Și atunci cu cosmeticile astea s-au aranjat, cânta foarte bine și după aia a pus ochiul și ochiul. Ei, numai în dimineața după nuntă, când o picat tot de pe ea și-o văzut-o cu mâini, i-o zis, cântă fetiță. Că cu asta am rămas cu cântare. Restul s-a dus tot. Înțelegeți? Adică să duce tot pe tine. Păi de ce vrei să-l fântezi pe pietul copil? Că oricum te va vedea cum ești. Și interesant, bărbatul te vede așa cum e după aia și tot încerci să ascunzi defectele de alții. Bă, lasă, bărbatul mă cunoaște, mă cunoaște, mă cunoaște, mă vadă ăștia tot așa cum îs. Păi ceva nu. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce e în biserică. În biserică vii să-ți scoți în evidență defectele.
Și să-ți ascunzi calități. Nu-i mai ca în lume. În lume vrei să se vadă slava ta, frumusețea ta, gloria ta. Și îți acoperi defecte. Când ai intrat în biserică, îți ascunzi frumusețea, calitățile, de-aia trebuie să fie acoperită, merită, evlavioasă, să-ți ascunde toată frumusețea, slava ta și îți descoperi defectele. Asta însemnează pocăință. Doamne, ai cum vă spun un lucru în final. Nu știu dacă vreau să înțelege ce înseamnă umanism. Umanismul este un curent, o religie. E intrat în biserică până la cât? Dar oamenii nu dau seama. Umanism sau există un alt curent numită gândire pozitivă. Ele sunt cu succes. Centrul este pe om. Adică eu sunt centru. Ce înseamnă umanism sau gândire pozitivă? Nu te orientezi pe defectele tale. Te orientezi pe calitățile tale și îți spui ție. Sunt tare. Voi reuși. Sunt bogat. Sunt minunat. Voi ajunge. Voi fi bogat. Voi fi așa. Voi fi sănătos. Voi fi așa. Te centrezi pe tine și gândești pozitiv și există succes în asta. Dar asta nu e creștinism. Adică te tot uiți la om și zicem, ești tare, ești beton, ești cel mai minunat. Înțelegi? Încercăm tot cu apreciere, tot cu încurajare. Să-l scoatem un pic, să-l gâdilăm, să reușească în viață. Adică fii centrat pe tine, o să fii cineva, o să reușești. Unde vedeți asta în Biblia? Pavel zice, nimic bun. Asta e gândire pozitivă. Nimic bun nu locuiește în Biblia. Sunt o stăpituri, sunt o repădătură. Cel mai mare păcătos, alții zic, praf și cenușă, câine mort, purece, abur. Păi, și cu gândirea asta negativă, cu asta ne bagă în pământ, oamenii. Ce-a fost în capul ăștia? Gândirea asta este negativism. Păi asta nu mă ajută la nimic, să văd tot rău de mine, că stărpitură, că zipătătură, că nu pot nimic, că nu reușesc nimic, că nu spun de nimic. Gândirea pozitivă, umanismul zice, n-ai voie să gândești așa. Că dacă gândești că ești bun de nimic, ajungi bun de nimic. Încurajează-te pe tine. Scoate din tine totul. Biblia zice, uită-te la tine în realitate. Ești bandit, ești tâlhar, ești depravat, ești nenorocit, ești pârlit. Dar nu te lasă aici, asta se numește pocăință. Te uiți la tine și vezi cum e realitatea. Băi, eu-s praf. Dar nu te las aici. Noi nu ne uităm la calități, ne uităm la defecte și după aia ne uităm la Hristos. Aleluia! Și te uiți la Hristos și aleluia! În Hristos voi reuși! În Hristos voi birui! Acolo sunt biruite toate domniile, toate stăpânirile. Iisus mă iubește, am valoare în ochii lui Dumnezeu. Păi ceva? Nu e gândire pozitivă asta. Am auzit și pe oameni, tot cu gândirea asta pozitivă. Băi, dacă trebuie să spui așa, nu sunt bolnav. Deci tu ești bolnav, dar spui, nu sunt bolnav, nu sunt bolnav, nu sunt bolnav. Nu mă oameni bun. Trebuie să spui, sunt bolnav. Dar Dumnezeu mă va vindeca. Glorie Lui! Nu negi realitatea despre tine. Ci atingi crucea lui Hristos. Asta e performanța noastră. Asta e strălucirea noastră. Dar noi, zice, fratele predicator să vină. Măi, hai să-l apreciem, să-l încurajăm, să se poată ține pe picioare. Aplauze! Pentru? Pentru ce aplauze? Pentru ce aplauze? Pentru mine, n-am înțeles. Și eu sunt fană dumneavoastră. Al meu! Păi eu afară am avut la fotbal, nu mai întreb. Ce se fac cu fanii? Noi acum ne uităm în Hristos. Deci observați, nu-i nimic pe calitatea mea. E umanismul, gândirea pozitivă. Eu mă uit pe realitatea de mine, că sunt cum sunt. Acum nu trebuie să spui că ești dacă nu ești. Ce fiecare să aibă o părere despre realitatea lui. Dom'le, cum e el? Te vezi așa cum ești. Dacă e slab, e slab. Ești bolnav, ești bolnav. Ești în har, ești în har.
Îți vine să uiți după femeie, așa ești. Ai lăcomie, asta ești, lacom. Ai răutate, ești rău, ești mânios, ăsta sunt eu. Dar pe mine asta face credința, asta e pocăința, mă văd cum sunt eu, mă căiesc. Dar nu rămân aici, da. Pentru că asta e problema. Dacă rămâi în asta, atunci are și diavolul un cărbic. Și bă, nu mai e nicio șansă. S-a terminat cu tine. Pune-ți capăt zilelor și ai terminat. Nu! Eu văd realitatea despre mine, dar văd realitatea despre Iisus. Glorie, glorie! Iisus a murit pe cruce pentru toate neputințele mele! Da. Pentru toate slăbiciunile mele! Atunci când sunt slab, sunt puternic în Hristos. Cum zice cântarea? Da. Vreau să spună cel ce slab, Eu sunt tare în Hristos. Vedeți, dumneavoastră, pe David să ducă înaintea lui Goliat și să zică, încurajează-te, încurajează-te, ai o gândire pozitivă, o să-l uciți pe ăștia, o să-l omori, o să fii cineva. Așa spune David. No. Păi David nu știa că e un copil? Tu i-a spus, sau nu crezi că nici armura nu stă bine pe tine. Tu te duci, te bați cu ăsta, păi ăsta e preventiv. Și Dumnezeul care m-a ajutat să biruiesc leul și ursul, mă va ajuta și împotriva acestui de tăiat împrejur. Observați. Deci eu mă duc în numele lui Dumnezeu. Asta mă ridică pe mine, nu calitățile mele. Bineînțeles că toate și calitățile pun sub autoritatea Dumnezeu. Vă vreau să vă întreb, că vine moartea, n-ai putea să ai o gândire pozitivă. Vreau să vă părchem cu gândirea pozitivă. Vine moartea spre mine. Nu să vă. Eu vreau să vă. N-am să vă niciodată. Spune! Dacă vine furtuna, spune! Eu nu voi fi atins, vine tsunami, nu voi... Să văd, nu te atinge! Dar dacă există altul care zice, eu sunt învierea și viața! Nu voi muri niciodată în Hristos! Hristos poate să uite la furtună să spună, taci, fără gură! Deci, indiferent cât ești de slab, cât ești de păcătos, cât ești de nenorocit, cât ești de părlit, ai o forță în Hristos! În El ești puternic, te va scoate Dumnezeu din orice groapă, orice furtună, El poate să o oprească. Nu e vorba de calitățile mele, ci e vorba de puterea. Mă concentrez pe toate victorile de la cruce. Asta înseamnă credință. De fapt, astea sunt cele două elemente la baza creștinului. Pocăința. Adică caitii care mă îndreaptă spre mine, n-am șanse, dar după aia îmi ridică privirea spre El și când îți întorci privirile spre El, te luminezi. Acolo te luminezi. Nu că mă uit la mine și îmi spun sunt tare, sunt puternic, am o gândire pozitivă și nu. Da, o să vină furtuni, o să vină necazuri. Totul în Hristos. Amin. Da, mai greșesc, am păcate, dar în Hristos sunt iertat, am răscumpărare, am neprihănire, am credință, am viața veșnică, am totul de plin în Hristos. Totul în Hristos. Amin. Și atunci ai voie să te încurajezi. Dar nu trebuie să vii la mine numai, hai creștea, hai creștea, hai, hai, nu te lăsa. Da, poți să vii la mine, spui, frate Mireța, Dumnezeu te-a folosit să-mi aducă un cuvânt. Gloria. Dar asta, pe cine cade accent? Pe El. Dar poți să te uiți la cineva și să spui, măi, dar ce frumusețe ți-o dat Dumnezeu. Tu-a făcut o făptură așa de minunată în Dumnezeu. Uite-te la tine cum te-a creat Dumnezeu. De minunată sau minunată. Ești atât de frumoasă, atât de frumoasă. Deci vorba că nu ne apreciem. Dar subiectul de bază în toate aprecierile noastre e Domnul. Nu e așa că îți dau una ca la ăla, la fai, nu știu ce, și reușim în viață, hai, plecăm și facem și trecem și te încurajezi și treci. Nu știu unde în străinătate și mai mare. Deci gândirea pozitivă și umanismul au succes, eu nu spun că nu. Dar noi nu putem rămâne la ce are lumea. Noi trebuie să dăm ceva peste performanța lui. Binecuvântat să fie Domnul. Și poți să te uiți, să spui, băi, Dumnezeu nu să te lasă, să te ajute în cazul ăsta. Stai liniștită, stai pe pace. Hristos este cu tine, observați? Dar încurajările, aprecierile sunt toate în Domnul. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru centrul nostru Dumnezeu este Hristos. Uitați-vă spre Hristos. Vedeți că totul e acolo. Și dacă aveți o neputință, o slăbiciune, nu trebuie să o negați.
Eu n-am asta. Eu nu sunt bol. Eu nu sunt bol. Eu nu sunt mânios. Eu o să fiu tare, o să fiu puternic, o să fiu cel mai bogat. O să reușesc în viață. Nu trebuie să faci asta. Trebuie să recunoaștem putințele tale. Doamne, nu mă înțeleg cu soțul. Sunt atât de slabă în grilie. Am răutate. Îmi vine problema asta, am lăcomie. Dar mă uit la tine. E șansa mea. Ești puterea mea. Ești Dumnezeul meu. De-aia ai coborât ca să privesc pe tine. Și să mă umplu de bucurie. Nu pleca acasă fără să privești în el. Acolo e tăria ta. Acolo e puterea ta. Uitați-vă, oamenii și ăsta stătea. Bătea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și eu, acum milă de el. Da. La, era eu. Ăsta la altă era, Dumnezeule! Doi oameni au venit la tine. Un vameș și un farisei. Ascultați-mă. Unul a plecat cum a venit. Și unul a plecat schimbat. Așa va fi și în biserică. Dacă pleci tot cum ai venit, e farisei. Nu acum, la predicare. Dacă tu te orientezi pe defectele tale, ai milă de mine, păcătosul, Dumnezeule, vei pleca schimbat. Aleluia. Pentru că Dumnezeu înalță pe cine vede realitatea se zmerește și cine vrea să facă pe grozavul că el va fi cineva, ce face Dumnezeu? De aceea, uitați-vă în Dumnezeu. Fratele despre care vorbeam, bătrânul 82 de ani, a fost la un moment dat la o zonă la noi și el când vorbește, trăirea lui cerească. El trăiește într-o altă dimensiune, ca n-am văzut om să trăiască așa. Predicatul am văzut mulți, oameni care să trăiască așa, rar. Și a vorbit așa cum vorbește el, și după aia urmat un alt păstor să vorbească. Și ăsta se ridică și zice, fratele, are dreptate. Tot ce-o zis, cerește. Dar, zice, realitatea este alta. Noi suntem bolnavi, suntem cu sărăcie, suntem cu probleme. Și asta e realitatea. Și așa era. Și fratele Petrică Găină se uită la bătrâni și parcă bătrânul mai vrea să zică ceva. Și se ridică bătrânul și zice, auzi, te-am urmărit ce ai vorbit. Și mi-am adus aminte de cele 12 iscoade când s-au întors din Canaan. 10 din ele au spus realitatea. Numai 2 au spus supra-realitatea. Realitatea care era? Așa cum era. Și ce i-o salvat? Gândirea pozitivă, umanismul? Ăștia doi aveau supra-realitate. Dar asta era realitatea. Uriașii erau acolo. Zidurile erau întărite. Nu poți să fii de realitate. Dar ăștia au văzut supra-realitatea. Au zis, cu Dumnezeu îi mâncăm! Deci realitatea asta e. Ești bolnav, ești nenorocit, ești necăjit, ești... Dar nu rămâi la asta! Că tu ești de tu la fund! Ci te uiți nu la tine, cât ești de păptene, ci te uiți la Dumnezeu, care îi mănâncă. Care te vorrează, care te poate ajuta. Dar zice, cu Dumnezeu vom face mari ispravi. Doamne, ajută. Amin. Doamne, de Dumnezeu. Amin. Trei lucruri la un fariseu. Vă iau să aminte. Da. Zic. Și nu fac. Nu fac. Niciodată nu. Al doilea. Nu acceptă. Se ofensează când sunt mustrați și corectați. Și al treilea, scoate în evidență care vreți și defectele altor. Oamenii care se pocăiesc se uită la ei. Sunt pădos. Sunt invers. Ei vin și fac ce aud. Dacă îi mustri, e adevărat. Asta se mai. Da? Și văd efectele lor, dar văd și puterea lui Dumnezeu. Și pleacă acasă cu puterea lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm să ne ridicăm la rugăciune.